la epistola scrisă de Apostolul Pavel către Filipeni, capitolul 4. Deschidem Sfânta Scriptură la Filipeni, capitolul 4, pagina traducerea Cornilescu, 1153. Pagina 1153, Filipeni, capitolul 4, și să citim cuvântul începând cu versetul 1. De aceea, prea iubiții și mult doriții mei frați, bucuria și cununa mea, rămâneți astfel tari în Domnul prea iubiților. Îndemn pe Evodia și îndemn pe Sintichia să fie cu un gând în Domnul. Și pe tine adevărat, tovarăș de jug, te rog să vii în ajutorul femeilor acestora, care au lucrat împreună cu mine pentru Evanghelie, cu Clement și cu ceilalți tovarăși de lucru ai mei, ale căror nume sunt scrise în Cartea Vieții. Bucurați-vă totdeauna, Domnul, iară zic, bucurați-vă! Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii, Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri, cu mulțumiri, și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Ce ați învățat, ce ați primit și auzit de la mine și ce ați văzut în mine, faceți. Și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Am avut o mare bucurie în Domnul că în sfârșit ați putut să vă noiți iară simțămintele voastre față de mine. Vă gândeați voi la așa ceva, dar vă lipsea prilejul. Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele, căci m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Știu să trăiesc merit și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flământ, să fiu în belșug și să fiu în lipsă. Cu totul în Hristos care mă întărește. Amin. Slăviți să fie Domnul. Vă rog să ocupați locul. Frați și surori, Domnul Iisus, nu știu cât vă bucurați voi în seara asta, vreau să vă spun că eu mă bucur nespus de mult. Sunt foarte mulțumitor lui Dumnezeu pentru harul care mi-l dă să fiu împreună cu dumneavoastră la închinare. Și să știți că bucuria e de plină, nu că a venit fratele Cuc din America în Siget, era normal să fi venit mai demult, ci datorită faptului că Domnul Iisus este prezent în mijlocul nostru. Slăviți să fie numele Lui. Am depărat în mintea mea și timpul petrecut în Siget și părtășia dulce pe care am realizat-o în cei câțiva ani care am fost aici și m-am gândit la un lucru foarte simplu, dar foarte real. Dacă n-ar fi fost Domnul Iisus, toate astea n-ar fi fost niciodată, da? Noi nu ne-am fi cunoscut. Ce aș fi avut eu, amărând de tânăr din Bihor, cu niște oameni din Sfântul Marmației sau din Sarasău, Jugătați, Săliște și așa mai departe. N-am fi avut absolut nimic în comun unii cu ceilalți. Poate ne întâlneam undeva să fi făcut business, nu știu, nici la așa ceva nu mă pricep, dar nu știu ce s-ar fi ales de viața noastră. Dar datorită Domnului Iisus, datorită jertfei de pe Golgota, noi ne cunoaștem, noi ne iubim, noi avem părtășie împreună, suntem frați și surori. Copiii aceleiași tată, avem un numitor comun, Mântuitorul nostru slăvit care s-a jertfit pentru noi și avem un numitor comun, Sfânta Scriptură. Amin? Amin. Slăvit să fie Domnul. Și zic încă o dată, dumneavoastră, sunteți și rămâneți prima mea dragoste și nu pot să uit lucrul acesta. De aceea aș începe în seara aceasta prin a-mi cere iertare, că eu am fost anul trecut în România și am vrut să vin la Siget și nu știu ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, că n-am mai ajuns. Vă rog să mă iertați. Trebuia să vin. Era obligația mea să vin. Am mai fost și câțiva ani în urmă în România, atunci am avut, să zic, un fel de motiv, așa, a plecat în veșnicie tatăl meu și a trebuit să umblu cu fel de aranjamente acolo, să ne mândriem unii pe alții cu surorile mele care au rămas, știți că mama a murit la
46 de ani, când eu am venit în practică prima dată la Sighet, pe aici, și în 77, mi se pare. Așa că, zic că a fost un motiv atunci să nu vin. Dar anul trecut tare mult aș fi vrut să vin aici și nu știu ce s-a întâmplat, că n-am reușit. Vă apreciez ca să rămas conservativ și în cântare, și în rugăciune, și în închinare, și în comportament, și în absolut totul. Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Vreau să spun că ceea ce dumneavoastră m-ați învățat aici, că pocăința înseamnă intrarea pe poarta strântă și înaintarea pe calea îngustă, eu n-am uitat în cei 29 de ani în America. Sunt numit un pastor foarte îngust și mă bucur de lucrul acesta, nu-mi e jenă. Dimpotrivă, slăvesc pe Domnul și îl rog pe Domnul împreună cu soția mea, Ani, să ne ajute să rămânem așa până la capăt. Vreau să vă felicit, am rămas profund impresionat de amenajarea asta frumoasă a localului. Ne tot gândeam noi atunci când am cumpărat casa asta de la vecinul Negrea, cum am putea să amenajăm aici. Nu ne-a venit ideea asta, nu știu cine a fost cu ideea asta, dar slăviți să fie Domnul, Domnul să vă binecuvinteze. Ați reușit o performanță fantastică. Eu nu știu, n-am reușit să intru acolo în spate unde era frate Ilie, locul ăla la comitet, acolo unde ne... Dacă am mai rămas, că aia trebuie să fie un fel de muzeu pentru biserica asta. Dar de acolo a ieșit smântâna, să știți. Este un verset în Biblie care spune un om mai deștept ca noi, ca fiecare, că scărpinarea nasului provoacă sânge și baterea laptelui dă smântână. Și mie îmi place totdeauna când iese în biserică anumite stări așa care nu prea seamănă a fi spirituale, dar trebuie să fim foarte atenți, că aia poate să fie un scărpinare de nas și asta înseamnă un lucru foarte firesc și provoacă sânge, durere, sau poate să fie o batere de lapte care întotdeauna dă smântână. Și asta e ceva plăcut, nu? Da? Trebuie să fim foarte atenți când avem așa cramponări de felul acesta. Nu știu, mă uitam și l-am văzut pe Dan și pe soția lui acolo și parcă îmi venea să le spun, bă, hai să facem mâine seară o seară de tineret, să adunăm tinerii anilor 80-84. Ar fi interesantă seara aia de tineret, nu? Da. Au fost vremuri frumoase, slăvit să fie Domnul. Vremuri pline de har, vremuri în care Dumnezeu ne-a binecuvântat la condițiile de atunci. Am văzut niște tineri pe acolo prin spate, sper că vor veni în biserică. Pe vremea când eram eu păstor aici, nu stăteau tineri acolo, stăteau mame cu copii care plângeau. Tinerii erau pe primele bani și erau foarte activi în biserică, da? Da. Bine, pe vremea aia tinerii nu butonau la prostii de felul ăsta. Butonau la Scriptură, împărteau pagile Scripturii și știau unde este Hagai, unde este Maleahi, unde e Osea și așa mai departe. Epistola către Filimon, Tit și așa mai departe. Astăzi, cu tehnica asta avansată, nu știu dacă tinerii mai pot butona Scriptura, mai pot răsfoi pagile Scripturii. Aveți mare grijă cu chestia asta. Frații mei, sunt obosit, sunt și puțin bolnav. Am venit în România în august, la sfârșitul august, împreună cu sora Ani. Ea a stat doar 3 săptămâni și a trebuit să plece înapoi, că de la noi unii lucrează, unii se plimbă. Eu am rămas și am zis, vreau să fac o misiune așa mai lungă și mai deturată. Și m-a rugat Domnului să-mi dea harul acesta să vizitez unele locuri pe care am dorit de multă vreme să mai trec prin ele. Așa se face că am organizat o misiune în Moldova, dincolo de Prut, și am un băiat, unul din ucenicii mei din Sacramento, California. Unde ești, Dani? Uite acolo. Dani, unul din cei mai pocăiți copii de acolo, băieți de acolo. El e foarte smerit, nu se ridice în picioare, vă spun eu. Dani a prilejuit plecarea asta prin Moldova, el este șoferul meu. N-am avut niciodată șofer până acum. Acum Dumnezeu m-a binecuvântat cu mari binecuvântări. Știți că pe aici mă plimbam numai cu autopasul și cu basul și cu bicicleta aia ce am cumpărat-o de la Micaschei și am adus-o cu trenul.
Apoi, deci am vizitat toată Moldova, partea de la Chișinău în jos, am mers prin locuri neumblate. Ce să vă spun, fraților, Plăieșii lui Ștefan sunt oameni pocăiți încă, slăviți să fie Domnul. Am vizitat biserici mari, biserici conservative, am fost la o biserică în sud, la Colibaș, vreo 700 de suflete acolo, la țară, lângă Nistru, pe acolo undeva vis-a-vis de Galați, plus alte biserici. Bineînțeles, la Chișinău, acum, dacă altă dată era o singură biserică sau două, acum sunt buzdele, foarte multe biserici, fost la Biserica Iisus Salvatorul, a fost tineri din Galați acolo, cu cei din Chișinău, au cântat, că numai în cer o să mai aud astfel de cântări. Binecuvântat să fie Domnul, sursa cântărilor noastre și motivația cântărilor noastre. Am avut harul să vizitez și biserici neregistrate. Știți că la moldoveni n-a fost ca la noi. Când au venit amândările în România, ai noștri au semnat prin capii de cult de vremea aceea, au semnat fără nicio problemă, dar la moldoveni și la ruși au fost unii care au stat pe baricade, n-au semnat amândările și au intrat în ilegalitate. Deci avem două feluri de baptiști în Moldova și în toată fosta Uniune Sovietică. Baptiștii înregistrați și cei neregistrați. Dar neregistrați nu prea predică păstori români pentru că sunt liberali. Acum am aflat o noutate că eram singurul păstor care ei m-au acceptat și mi-au pus o etichetă, zice, frate, cu dumneata ești mai conservativ și mai impus ca noi. Am zis, mulțumesc frumos. A fost un har deosebit că am putut să predic în vreo 3 sau 4 biserici neînregistrate acolo. A fost o misiune plină, la plecare frații m-au giftuit cu o gripă de toată frumusețea, era să zic, și de acolo am tăiat-o direct prin Vaslui, Brașov, direct la Pitești, am un prieten foarte bun acolo, pe Cornel de Leașă, poate știu frații păstori, și am petrecut weekendul trecut la Cornel, la Pitești, vineri, sâmbătă, duminică. Am vizitat luni pușcăria aceea renumită Experimentul Pitești, unde a fost o teroare la care și China și Rusia, Moscova, a îngenunchiat și nu și-au putut imagina ce experiment draconic au putut să învețe, să practice niște nemernici pe studenți, numai capete luminate din anii aceia. Bineînțeles că s-a șters deja orice urmă de acolo. Vreau să văd și pușcăria de Sighet, că atunci când eram aici, nu era acces la asta, acum am înțeles că se poate să văd unde au fost martirizați oameni de valoare ai României. Și atunci îi ucideau comuniștii cu randa, acum îi ucid alții cu vorba și așa mai departe. Ce se întâmplă? Nu știu ce se întâmplă în țara asta. Dumnezeu să se milostivească de țara noastră. Amin. Revenit la Oradea, alaltă ieri și era cât pe ce să mergem în Austria, s-au schimbat însă planurile și am zis direcția Sighet. Și slăviți să fie Domnul că în seara aceasta să-i dumneavoastră aici. Vreau să vă spun că este o minune faptul că sunt aici, fraților. O minune, realmente o minune. Eu de când am mai fost la dumneavoastră, am fost până la porțile de mărgăritare a cerului. Eu am fost mort în urmă cu un an și ceva, mort realmente 3 ore. Deci, sunteți baptiști veritabili aici, la fel ca mine. Cei care n-ați văzut o minune până acum, vă rog să vă uitați în seara asta la mine, eu sunt o minune a lui Dumnezeu. Eram odată în Detroit, la o biserică pentru costală, puțin mai carismatică, și m-a întrebat un tânăr la ieșire, zice, frate, cum dumneavoastră sunteți pastor, poate dumneavoastră credeți în minuni. M-am uitat la el și am zis, băiete, e nonsens întrebarea ta, eu sunt o minune. Să cred în minune, asta este ceva foarte pueril pentru mine. Eu cred, eu sunt o minune a lui Dumnezeu. Dumnezeu s-a îndurat de mine și mari specialiști de la Universitatea Vanderbilt din Nashville, Tennessee, au rămas șocați și rămân și astăzi șocați de câte ori mă văd. Pentru că Dumnezeu a făcut o mare minune în viața mea. Cred că faptul că Dumnezeu s-a îndurat de mine și m-a readus la viață, cred că a avut în vedere și seara asta. Dumneavoastră ce ziceți? Slăvit să fie Domnul. Când am venit în coace,
în România, soția mi-a spus, măi, nu te simți prea bine, nu știu, mergem în România, dar nu știu dacă poți să faci misiuni, să mergi în Moldova sau să te plimbi prin țară, să mergi în Germania, în Austria. Zic, Ani, pentru aia mă duc. Zice, da, dar Duhul tău e plin de râvnă, dar neputință. Așa am zis, uite, mă rog Domnului și Domnul să mă întărească. Aveam o durere de spate, o durere la genunchiul stâng și tot mă văicăream acasă. Am venit în Oradea, am luat tot felul de tratamente, din astea naturiste și m-am dus și până la Felix, nu s-a rezolvat nimic. Am mers în Moldova și m-am vindecat, fraților. Când am ajuns în Moldova, nu m-a mai durut nimic. Sau cel puțin am uitat. Nici la Sighet acum mă doare, dacă n-ar fi gripa asta să mă țin un pic handicapat, tot ar fi foarte bine. Venind acasă, zice sora mea Florica, ești foarte obosit. Mai vrei să mergi la Sighet? Zic, trebuie să mă duc la Sighet. Nu se pune problema dacă mai vreau. Trebuie să mă duc la Sighet. Și azi noapte m-am trezit, nu știu, pe la 2-3 noaptea și mă gândeam, măi, totuși mă simt cam obosit. Și odată mi-a venit în minte un verset din Filipeni, capitolul 4. Pot totul în Hristos care mă întărește. Aleluia! Amin! Dumneavoastră credeți versetul ăsta? Eu îl trăiesc realmente. Slăviți să vă spun. M-am întărit. Astăzi am făcut un drum din Oradea până aici. N-am venit pe Gutâi, am venit pe Hutra, dar așa cum sunt tot felul de serpentine, dar e un bun șofer, așa că seara asta, în ciuda oboselii și a răcelii, aș vrea ca Domnul să aibă un cuvânt și o cercetare pentru noi toți. Știu că parte din cei cu care am lucrat, eu sunt în cer acum. Nu mai e fratele Cornel Ivanciu, parcă nu concep biserica fără frații ăștia, fratele Oanța, fratele Fățigău, fratele Reștea și mulți alții care au fost atunci pe vremurile alea, acum ne ascultă din cer. Ei sunt martori, norul de martori din cer. Mă bucur să văd pe fratele Ilie și pe fratele Cone. E o minune, altă minune în seara asta, că America s-a întâlnit cu Canada la Sighet. Nu e asta o minune a lui Dumnezeu? Spuneți dumneavoastră, mare minune, slăviți să fie Domnul. În seara aceasta aș putea să vă spun multe lucruri, dar nu asta contează. Și chiar m-am lungit să spun prea multe despre mine, despre amintirile plăcute, despre lucrarea misionară, dar în seara asta aș vrea ca Duhul Dumnezeu să concentreze atenția noastră la cuvânt. Amin. Eu să vezi pe Domnul că Dumnezeu v-a dat păstori bune aici, pe fratele Timotei, pe fratele Sorin, mai este la Valea Izii, un băiat bun acolo, și alții, Domnul să-i binecuvinteze și să-i întărească, să ducă strindatul Evangheliei mai departe. Știu că frații aceștia vă vestesc cuvântul lui Dumnezeu, așa cum este scris. În seara asta aș vrea doar ca Duhul lui Dumnezeu să motorizeze și să revitalizeze viața noastră ca și creștini, ca indivizi, familiile noastre și adunările noastre, în așa fel încât să trăim cu demnitate pentru Domnul și Mântuitorul nostru. El merită lucrul acesta. El merită dragostea noastră, merită închinarea noastră, merită slujirea noastră și merită sacrificiul nostru pentru El. Amin? Amin. Amin. Fraților, trăim într-o lume foarte rea. Nu trebuie să aduc argumente ca să vă convinc pentru asta, că dumneavoastră deja știți și experimentați. America e un mes, Europa e o harababură, au venit nenorociții ăștia, verișorii lui Obama și v-au împânzit pe aici, pe toate drumurile, că nu mai puteți să o luați spre vest. Sunt niște vremuri tulburi. Vremuri în care, de multe ori, nu știm încotro să o luăm. Am ajuns parcă ca și ninivenii. Nu mai știm care e dreapta și care e stânga. Parcă ne-am pierdut busola și ne întrebăm, oare ce se va alege de lumea asta? Dacă lucrurile merg în ritmul în care merg și în direcția spre care se îndreaptă, oare ce se va întâmpla? Stăteam cu fratele Paul și cu soțiile noastre într-o seară, nu de mult, câteva săptămâni în urmă la Oradea și l-am întrebat, Paul, poate tu știi mai multe, ce crezi tu că se va întâmpla cu lumea asta? S-a uitat la mine îngrozit și mi-a spus, Nelu,
Uită-te la mine, dacă merg lucrurile în direcția asta și în viteza asta, eu cred că în 15-20 de ani viața va deveni insuportabilă pe planeta Terra. Ne-am uitat unul la unul și parcă nu mai știi în ce direcție s-o poți. Nu mai poți să dai sfaturi nimănui, pentru că tu însuți nu știi exact ce trebuie să faci. Suntem încolțiți din toate părțile. Suntem ispitiți, amenințați, atacați, tracasați, împresurați și parcă suntem pe punctul unui colaps. Și spiritual, și moral, și fizic. Și ne întrebăm ce este de făcut. Noi suntem creștini, noi suntem copiii lui Dumnezeu, noi trebuie să facem o diferență în lumea care trăim. Amin? Amin. Asta este chemarea noastră, să facem o diferență. Să arătăm că suntem sare, să dăm gust lumii din jurul nostru și să fim o lumină, adică să direcționăm pe cei hăbăuci din jurul nostru înspre ceva nobil, înspre ceva sfânt, înspre ceva sacru, dumnezeiesc. Pentru asta e nevoie de putere. Fără putere, suntem falimentari, căzuți. Mă uit la Apostolul Pavel, un om care în handicapul lui, nu știm care a fost epușul lui Pavel, cei mai mulți spuneau că a fost boala de ochi. Viziunea de pe drumul Damascului l-a orbit și de atunci îi curgeau ochii. Asta e ceea ce spune el la Corinteni, că n-ați găsit nimic atrăgător în mine. Probabil altul fi fost țepușul. Pavel se roagă Domnului să ia țepușul ăsta ca să poată sluji cu eficacitate. I-a ascultat Domnul rugăciunea? Ba da. I-a ascultat-o. Și a dat și un răspuns formidabil. Harul meu ți este de ajuns, Pavel. Și puterea mea în slăbiciunea ta se face desăvârșită. Aleluia! Asta e răspunsul și pentru mine. Frații mei, Harul lui Dumnezeu este îndeajuns chiar în vremuri ca acestea. Sunteți conștienți de lucrul acesta? Noi trăim prin Har, respirăm prin Har. Inima mea bate prin Har de 75 de ori pe minut. Întreabă pe Domnul să mai bat o dată și Domnul spune mai bate o dată. Trăim prin Har. Și este formidabil ceea ce Dumnezeu îi explică, principiul pe care Dumnezeu îi explică Apostolului Pavel. Puterea mea în slăbiciunea ta lucrează de săvârșire. Vedeți, noi am vrea, după logică, ar fi altfel. Puterea lui în puterea mea. Nu? Mi-ar conveni mai mult ca să împărțim așa și puțin slavă, nu? Puterea lui în capacitatea mea intelectuală. Puterea mea în pregătirea mea teologică, da? Puterea lui în pregătirea mea teologică. Ar putea lucra un fel de desăvârșire. Dar uitați-vă că, în ciuda tuturor acestor așteptări ale firii noastre, Domnul spune foarte clar Apostolului Pavel, secretul este acesta. Puterea mea cuplată cu slăbiciunea ta aduce o lucrare de desăvârșire. Slăvit să fie Domnul. Amin. În neputința lui Apostolul Pavel a slujit ca nimeni altcineva. Și dacă vrem să luăm un model de slujire, modelul de săvârșit Domnul Iisus și Apostolul Pavel, modelul de slujire în slăbiciune. Și auziți, Pavel scrie bisericii de Filip, prea iubiții, mult doriții mei, frați, bucuria și cununa mea, rămâne star în Domnul. Și pe vremea lui Pavel erau ispite. Și pe vremea lui Pavel erau probleme. Și în Imperiul Roman erau tot felul de tensiuni. Și Pavel îi vrea pe frați să fie tari în Domnul. Să biruie ispitele, problemele, ispite din interior. Îndemn două femei care s-au certat să se împace, dacă vor să fie creștine autentice. Îndemn lucrătorii să-și facă job-ul dacă vrea să fie lucrători destoinici în împărăție, pentru împărăția lui Dumnezeu. Bucurați-vă în Domnul. Unde era Pavel când a scris epistola asta? În Paris sau în Londra, să plimba pe River sau
Era în pușcărie la Roma. Nu vizita, nu era într-un cruz pe acolo. Nu era la Marea Mediterană să stea la soare, la plajă. Era pușcărie și au zis ce scrie, bucurați-vă întotdeauna în Domnul, iar zic bucurați-vă. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii, Domnul este aproape. Ce legătură are, mă gândeam la versetul acesta, ce legătură are blândețea cu venirea Domnului? Are vreo legătură sau nu are vreo legătură? Are. Ce legătură poate să aibă? Ce legătură? Domnului. Ce legătură? Foarte interesant. Și, fraților, lumea noastră este o lume a bădărâniei. Vedeți că oamenii, în loc să domesticească și tehnica avansată, cultura avansată, să îi îmblânzească pe oameni, să-i facă mai omenoși. Oamenii devin ca fiarele sălbatice. Uitați-vă la politicienii de aici. Păi, adătând cum nu-i cunoașteți. Este o aroganță, o trufie. E o bătărănie. Oamenii din popor să mint fără rușine, să atacă, fură, îi prind, îi fură în continuare. Nu contează. Jermănesc. Terorizează. Nu contează. Va fi o lume îndobitocită înainte de venirea Domnului Iisus. Și Pavel avea viziunea profetică și el a înțeles lucrul acesta și le spune, fraților, blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Înaintea venirii Domnului Iisus, un pocăit autentic va rămâne un om blând. Doamne, ajută-ne să fim așa. Amin. Cineva a scris în America, pe un zid mare, în engleză, că cei blânzi vor moșteni pământul. Și unul a măzgălit de desubt dacă ceilalți vor fi de acord. Nu, eu cred că nu trebuie să fie de acord bădăranii. Blânzii vor moșteni cerul. Și acolo bădăranii n-au acces. Dumnezeu nostru ne-a promis ceva extraordinar. Dar atâta vreme cât trăim aici în trup, frații mei, Domnul ne vrea tari. Apostolul Pavel îndeamnă creștinii de Filip atunci și Duhul Sfânt reactualizează îndemnul pentru noi seara aceasta. De aceea, mult iubiții mei, frați, bucuria și culuna mea, rămâneți astfel tari în Domnul. Nu tari în fire, nu tari la cerbici. Nu tari în aspectul financiar, în business. Nu tari în business. Tari în Domnul. Și asta este chemarea noastră în vremuri ca acestea. Hristos Domnul ne-a promis putere, să știți. Dacă citiți în Faptele Apostolului, capitolul 1, zice, El a răspuns, să nu vă îndepărtați de Ierusalim, ci așteptați acolo făgăduința Tatălui, ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi. Deci Domnul promite putere. Și auziți în Luca, înainte de înălțarea la cer Domnului Iisus, același lucru spune Luca 24 cu 49. Și iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus, nu din apus. Putere de sus, nu putere de est sau din vest. Putere de sus, de la Dumnezeu, prin Duhul Sfânt. Apostolul Pavel a fost omul care a experimentat el însuși această putere și auziți ce spune el în 2 Corinteni, capitolul 12. Simt plăcere în slăbiciunile mele, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos, căci când sunt slab, atunci sunt tare. Iertați-mă, dar n-are slujire la sighet. Eu n-am înțeles asta. Eu, când eram slab, simțeam că slab. Și cu conceptul ăsta am și plecat în sine. Am fost slab, slab, slab. Și n-am mai listă. Dar să știți că în trecerea anilor, Domnul m-a învățat și pe mine principiul acesta extraordinar. Când ești slab, atunci ești tare. Pentru că, vă spuneam înainte, puterea Lui Dumnezeu se face desăvârșită numai în slăbiciunea noastră. În Efeseni, capitolul 3, versetul 16, Pavel se roagă pentru biserici. Auziți? Și îl roagă, potrivit cu bogăția slavei sale, să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul Lui în omul din lăuntru.
o dorește. Pavel a experimentat puterea care mi-a promis-o Hristos în viața lui, în slujirea lui, și el o dorește bisericilor. Fraților, mă rog, fraților, să creșteți în putere, să vă întăriți, pentru că trăim într-o lume rea, într-o lume ostilă. Și probabil că în seara asta veți spune, da, frate, ne-ai convins deja că trăim într-o astfel de lume și avem nevoie de putere să nu cădem. Sunt atâția care cad, se prăbușesc, stele căzătoare în America, în România, peste tot. Au zis de pastori care s-au prăbușit, de frații lor, cad, se prăbușesc. E nevoie să fim tari, să rămânem tari în picioare. Zice Pavel la o altă biserică, cine crede că stă în picioare să ia seama să nu cadă. Adică pentru asta este nevoie de putere. Și o să spuneți, frate, ne-ai convins deja, dar spune-ne cum e această putere spirituală a creștinului. Puterea asta de care avem nevoie. Puterea asta despre care Apostolul Pavel spune cu privire la sine, pot totul în Hristos care mă întărește. Să știți că Pavel nu așa s-a născut cu putere de sus. Și niciunul dintre noi nu s-a născut așa și nu se naște așa, cu putere de sus. Apostolul Pavel a trecut prin multe experiențe până a ajuns unde a ajuns să spună pot totul în Hristos care mă întărește. Auziți ce spune el numai aici în versetul 12? Știu să trăiesc smerit, știu să trăiesc în belșug, în totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul, flămând, să fiu în belșug, să fiu în lipsă. Apostolul Pavel a trăit o perioadă lungă în care s-a deprins să depindă de puterea de sus. N-a venit așa la o pușcătură de deget, hocus pocus preparatus, gata, m-am botezat și eu am putere de sus. Nu voi. Nu se poate așa ceva. Pavel a trăit experiențe de-a lungul anilor până a prins aspectul acesta, până când principiul acesta a devenit trup, realitate în trăirea și slujirea lui Pavel. Zice, m-am deprins prin exersare. Și noi dacă exersăm în viață, cum un tânăr devine musculos așa de la două luni de când s-a născut? Nu. Trebuie ani și ani de zile, hrană, mediu adecvat, exerciții, deprindere și așa mai departe. Noi, în viața creștină, ne deprindem în trăire, în slujire, ca să putem să spunem ca Apostolul Pavel, pot totul în Hristos care mă întărește. Frații mei, aș vrea să pătrundem în afirmația asta Apostolului Pavel și să învățăm împreună ceva în seara asta, eu împreună cu dumneavoastră. Ce fel de putere este asta despre care vorbește Apostolul Pavel? Repet încă o dată și aș vrea să fiu foarte exegetic în seara asta. Pot totul în Hristos care mă întărește. Cred eu în primul rând că puterea asta spirituală despre care vorbește Pavel, care ne-o dorește și nouă fiecare an zile ca acestea, e o putere personală. Deci aici Apostolul Pavel nu vorbește despre Petru, despre Ioan, despre stâlpii bisericii din Ierusalim. El vorbește despre alții. Alții tare ai credinței. Nu vorbește despre puterea care a avut-o Moise, Avraam, Iefta sau știu eu care din Vechiul Testament. El vorbește despre sine. Pavel spune, pot totul. Nu puterea altora pentru mine. Nu relația altora pentru mine. Pavel spune, eu personal, puterea care Domnul mi-o dă mie personal, eu pot totul în Hristos care mă întărește. Și frații mei, dați-mi voie să vă spun, Domnul dă fiecăruia această putere. Cum i-a dat-o Apostolului Pavel, ne-o dă și nouă fiecăruia, dacă noi o cerem cu credință de la el. În 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 7, auziți ce spune Pavel Corintenilor de data aceasta. Comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut, pentru că această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. Folosește niște termeni fantastici. Comoara asta de sus
O purtăm în niște vase de lut care sunt fragile, se sparg. Le sparge vremea, intemperiile, necazurile, bolile și așa mai departe. Dar în vasul acesta atât de fragil, în trupul acesta muritor, trecător, purtăm o comoară care e întărită, puterea asta nemaipomenită, care nu-i de la noi, nu-i de la alții, ci este de la Dumnezeu pentru noi. Și când eu personal pot să primesc această putere? Când păstrez eu personal o relație cu Hristos Domnul. Da? Sunteți de acord cu mine? Pot totul în Hristos care mă întărește. Când păstrez acea relație pe verticală, acea relație nu din duminică în duminică, din Paști în Crăciun, ci o relație personală cu El, permanentă, atunci El canalizează puterea aceea divină care se scurge prin mine, prin vasul acesta de lut. Și face lucrări extraordinare, slăviți să fie numele Lui. Amin. De ce am vrut să accentuez asta, frații mei? Că pare mi se mie că prea multe lucruri facem fără El. Sunteți cu mine? Am dreptate? Da. Prea multe lucruri le facem fără El. Și ne trezim după aia, ne lovim peste tâmplă, spune, bă, i-am făcut-o una, iar am făcut-o în firea pământească. Iar am falimentat. Doamne, milă de mine. Amin. Frații mei, atunci când păstrăm relația corectă cu El, atunci El face să se scurgă prin noi această putere. Când suntem distanțați de El, când ne depărtăm de El, când ne străinăm de El, rămânem în firea pământească, rămânem o victimă în mâna celui rău și El își face voia cu noi și este dezastru. Uitați-vă la atâția căzuți. Ce a făcut altcea parcea diavolului cu ei? Dumnezeu să se îndure de toți căzuți. Amin. Vă aduceți aminte de Petru? Câte vreme Petru a fost cu Domnul Iisus în grupul celor 12. El a fost un ucenic devotat. Un ucenic care a putut să facă ca și ceilalți lucruri frumoase împreună cu Domnul. Când între el și Domnul s-a produs o depărtare, fiind în drum spre judecată, Petru l-a urmat de departe. Bine, el a urmat de departe, ceilalți nenorociți au fugit ca potârnichile în seara aceea. Nu i-a mai găsit nimeni. Dar Petru l-a urmat de departe pe Domnul și știți ce s-a întâmplat? Niște căderi teribile. Și acolo, la focul acela, Doamne, rău l-a ars pe Petru. Nu l-a pus în ar, la conștiință. Pentru că a permis ca între el și Domnul distanța să se mărească. Și și-a pierdut puterea mărturiei. Nu-l cunosc. Nu sunt dintre ei. Nu știu despre ce vorbești. O, cad. Chiar nu-l cunoștea Petru? Chiar nu era dintre ei? Chiar era străin de ce spune slujnica sau omul acela care a venit a treia persoană? Chiar Petru habar n-avea? O, nu. Nu. Dar nu mai avea puterea mărturiei. Și frica l-a paralizat acolo. Bine că Petru a ieșit afară și a plâns cu amar. Și dacă în seara aceasta e vreun căzut aici, unul care și-a pierdut puterea spirituală și mărturia, dacă îmi lasă predica să continue și iese afară și plânge undeva lipit un zid, eu câștig, nu eu pierdere. Amin? Amin. Pot totul în Hristos care mă întărește. Observați ce place mie la afirmația asta lui Pavel, că este o afirmație pozitivă. Pavel zice, pot totul în Hristos care mă întărește. Și zice, eu sunt păstor prin mila Domnului de vreo 30 ceva de ani. Și aud mereu creștini veritabil ca spune, frate, nu pot. Măi, hai să fac. Dar cum n-aș vrea? Dar nu pot. Du-te, frate, și tu la șugătac și spune la frate, cânt acolo. Da, mă ajut, dar nu pot. Pune mașina ta la dispoziția lui. Dar cum n-aș vrea? Dar nu pot, că trebuie să mă duc acolo, trebuie să mă duc dincolo. Frate, vină cu mine. Nu pot, că nevasta, copiii. O mie și una de scuze. Cei mai mulți nu se implică astăzi, trăim o vreme a confortului, o vreme a leneviei.
Și cei mai mulți au spune, nu pot, nu pot. Ei nu pot iubi, ei nu pot ierta, ei nu pot face, ei nu pot veni, ei nu pot fi punctuali. Cei mai mulți îi caracterizează un fel de putere negativă, care e de la noi, din firea noastră pământească, sau de la cel rău. Știți că Domnul Iisus a judecat odată o femeie care avea un duc de neputință de câți ani? 18 ani. La tine de când e duhul ăsta de neputință? Ai calculat așa? Sau acum vine Revelionul, toate prea în seara de anul nou. Frate, pune-i pe frate să calculeze anii de neputință. Poate că se produce o trezire de anul nou în biserică, cine știe. De când e duhul de neputință la tine? Femeia de 18 ani avea un duh de neputință. Și știți ce spune cuvântul acolo? Zice, era gârbovă, urla așa, știți, mi-aduc aminte de cântarea aia, cât ai trăit, ai strâns și ai strâns, cum strânge după greu și fortuna. Așa, gârboviți cum sunt mulți pocăiți, să merg businessmen în termenii moderni, care stau așa gârboviți și numai tot strâng și tot adună și tot. Și niciodată nu-i destul. L-a întrebat cineva odată pe cel mai bogat om din America, pe John Rockefeller, zice, domne, ai atâtea milioane, miliarde, ești mulțumit? Zice, nu. Dar cât ar trebui să mai ai ca să fii mulțumit? Și-a spus, puțin mai mult decât am. Până am plesnit. Citeam despre el că bea numai lapte cu paiu sau ceai cu paiu în ultimii 2 ani de viață. Miliardarul lumii. Le-a lăsat pe toate. Când a murit, au venit toți, toată mass media, toți jurnaliștii cu microfoane și-a întrebat pe lawyer, pe accountantul lui, să contabil și toți ăia. Cât a lăsat în urmă? Vreau toți să afle numbers, numere, cifre. Și ăia foarte diplomat, zice, totul. A spus adevărul? Sigur că a spus, totul a lăsat. Și așa vei lăsa și tu, așa voi lăsa și eu, și fiecare dintre noi. Frații mei, aș vrea să ne trezească Duhul Dumnezeu la realitate în seara aceasta. Femeia aia stătea gârbovită, se uita numai jos. Nu putea să-și înalțe privirea sus, să se uite sus. Și sunt creștini în duh de neputință, de ani de zile, care nu se mai uită sus. Se uită spre apus. Spre Italia, spre Spania, spre Marea Britanie, spre America. Fraților, și acolo e tot satana. Mi-am adus aminte odată, mergeam în Iapa, în vizită, cu fratele Cornel Ivanciuc și vorbeam cu el, zic, frate, uite, am auzit nu știu despre cine că se duce în America. Dar fratele Cornel se uită la mine și zice, știți vocea lui aia, blândă și tăioasă. Zice, frate, vă spun, zice, și eu m-am gândit așa, într-o vreme și am avut copii, și eu m-aș fi dus în America. Dacă n-ar fi satana acolo, dar mă auzit că e și acolo. În acest nu mai duc eu din secret că și acolo e. Și am convins, fraților, aici era râmnetul leului, acolo e săsăitul șarpelui. Care e mai periculos? Amândouă sunt periculoase, numai că atunci când râmnește leu, aveai timp să te pui în gard un pic. Când ai auzit săsăitul șarpelui, deja e prea târziu, el te-a venit deja. Asta e diferența între una și cealaltă. Să știți. Puterea asta despre care vorbește Apostolul Pavel e o putere pozitivă. La Pavel nu există, nu pot. Pavel spune, pot totul! Frații mei, Pavel n-a fost un semizeu căzut în cer. El a fost un om ca noi. Ilie a fost om supus a celor slăbiciuni ca și noi. Dar s-a rugat și s-a întărit și a primit putere să închidă și să deschidă cerul. De ce n-ai putea tu? De ce n-aș putea eu să primesc puterea asta? E la dispoziția noastră. Pavel spune, mă rog ca Dumnezeu să vă întărească putere în omul dinăuntru. Domnul Iisus ne-a promis, vă dau această putere. E o putere pozitivă. Haideți să facem o juruință înaintea Domnului seara asta. Și de acum încolo să nu mai spunem, nu mai pot, nu pot. Frate păstor, nu pot, iertați-mă, nu pot. Haideți să spunem în seara aceasta, ca Apostol Pavel, pot totul în Hristos care mă întărește prin credință. Amin? Amin. Și aș mai spune ceva. Vedeți, când Pavel face afirmația asta extraordinară, pot totul în Hristos care mă întărește,
analizându-l pe Pavel, așa, punându-l sub microscop, în mod serios, vedeți că e vorba de ceva practic aici. Aici nu e vorba de teorie vagă. Aici nu e vorba de o predică de 2-3 ore. Nu e vorba de teorie. E vorba aici de ceva foarte practic. Dacă ne uităm la viața Apostolului Pavel și încă la slujirea lui de la convertire, de pe drumul Damascului, Apostolul Pavel s-a îngrenat într-o lucrare practică pentru Dumnezeu. Și puterea asta practică pe care o Hristos o furnizează prin noi, se vede în primul rând în viața de rugăciune. Dacă noi suntem oameni ai rugăciunii, să știți că se va vedea lucrul acesta practic. Noi vom primi o putere extraordinară. Vă rog să subliniați un verset în Biblie. Psalmul 92, versetul 10. Psalmul 92, versetul 10. Și gândiți-vă noaptea asta, dacă n-aveți somn, la versetul acesta. Psalmul 92 cu 10. Auziți ce spune psalmistul aici. Dar mie tu îmi dai puterea divorului și m-ai stropit cu un îndelept proaspăt. Îmi place extraordinar versetul acesta. Doamne, tu mie îmi dai puterea bivolului. Știți că bivolul este un animal foarte tare, strong. Da? Când manifestă bivolul puterea? Când duce stăpânul la iesle? Când se bate cu alți bivoli. Când dă cap în cap cu alți bivoli. Să când? Când trage la căruță. Și când se pomolește căruța, spuneau bătrânii, bivolul se pune în genunchi. Și când bivolul se pune în genunchi, atunci se întâmplă ceva. Ori să rupe jugul, ori să rupe roata de la cap, ori să ies roțile din țâțâni, sau ceva se întâmplă. Când bivolul se pune în genunchi, ceva se întâmplă. Frații mei, asta a avut în vedere psalmistul. Când un creștin autentic se pune în genunchi, ceva trebuie să se întâmple în orașul ăsta. Ceva trebuie să întâmple în familia ta, între vecinii tăi. Ceva trebuie să întâmple. Puterea asta este ceva practic în viața de rugăciune a adevăratului copil al Dumnezeu. Și în urmă atât în slujire, mă uit la Apostolul Pavel, 3 călătorii misionare extraordinare, bătăi fără număr, a primit 40 de lovituri fără una, alții au primit o farmă de la securitate, s-au prins în toată America, nu și la te-i bătut securitatea. Aiurea. Apostolul Pavel n-a făcut memorii, n-a scris la Vocea Americii, la Europa Liberă. Nu! Apostolul Pavel a tăcut și a arătat. Frații au crezut că e mort, s-a scuturat de praf, de pietre și s-a predicat. N-a avut niciun sponsor, nu i-a dat nimeni parale, verzișori. S-a dus și a predicat Evanghelia. Putere, slujire, da? Fraților, eu vă spun povești de adormit baptiști în seara asta. Credeți-mă. Asta este Sfânta Scriptură. Amin? Amin. E un exemplu unui om care s-a pus totalmente, nu dă jumătate, nu procente, totalmente la dispoziția lui Dumnezeu. Să vede mărturie, să vede în lupte. Mă aduc aminte de un tânăr, poate să zice, frate, lasă-l pe Apostolul Pavel, că ăsta a fost unic. Dar mă aduc aminte de un tânăr care, când vine Îngerul Domnului la el, Teofania, Vechiul Testament, vine Domnul la el și el bătea gânduia și îl ascundea de madianiți. Era pe vremea când madianiții pustiau în Israel, făceau ravagii. Pentru că copiii lui Israel au făcut ce nu plăcea Domnului și Domnul a făcut ce nu plăcea lor. Știți că așa se întâmplă totdeauna. Când noi facem ce nu place Domnului, Domnul face ce nu place nouă. Da? Să nu vă întrebați de ce se întâmplă, ce se întâmplă la voi în familie sau în viață. Și vine Îngerul Domnului la el și Domnul este cu tine, viteazul. Și ăsta, eu viteaz? Eu tremur ca varga. Zice, du-te cu puterea pe care o ai și bate pe mardianiți. Glumești așa, asta e cea mai tare glumă. Nu, nu glumesc. Nu glumesc. Du-te cu puterea care o ai și bate pe madianiți. Doamne, nu știu cine ești, ce vorbești. Doamne, nu știu cine nu știa ce vorbește. Ăsta ce asculta sau cel care vorbea. Și zice, eu sunt din seminția cea mai nesemnată. Eu sunt cel mai mic din familia tatălui meu. Tu nu știi că la noi în casă e o casă de idolatri.
tata e bossul casei, gândirea orientală, sunt multe chestii care trebuie luate în calcul. Și Domnul îi spune clar, nimic în calcul. Când e vorba să faci o lucrare, să te investești pentru cauza lui Dumnezeu, în calcul ei numai un singur lucru, credința în Dumnezeu, amin? Aha. Celelalte pălesc. Frații mei, pălesc celelalte. Doar credința în Dumnezeu, prin asta faci lucrări mari pentru Dumnezeu. Sar peste munții de netrecut. Să vii să fie Dumnezeu ca să vină noi această credință în bătălia cu Satan, cu păcatul, cu ispitele. Ai tu putere să biruiești? Auziți ce spune Marele Apostol Pavel? Pot totul în Hristos care mă întărește. Și asta se vede chiar și în suferinți, asta se vede și în încercări mari prin care trecem în viață. Dacă sunt frați suferinți, acei aș vrea să le aduc o veste bună. Auziți ce spune Psalmistul în Psalmul 84, versetul 5. Ferice de cei ce își pun tăria în tine, în a căror inimă locuiește încrederea. Când străbat aceștia valea plângerii, să vaită cât îi ține gura. Să pun spune versetul ăsta acolo. Auziți, fraților, o prefac într-un loc plin de izvoare și ploaia timpului acoperă cu binecuvântări. Fiți atenți, versetul 7. Ei merg din putere în putere, nu din slăbiciuni în slăbiciuni. Din putere în putere și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în Sion. Când străbată știa valea plângerii, când sunt în suferință, neputință, puterea lui Dumnezeu îi întărește, îi revitalizează și ei pe unde merg transformă valea plângerii într-un loc plin de izvoare și acoperă cu binecuvântări de sus din partea lui Dumnezeu, pentru că ei nu merg din văietare în văietare, din slăbiciuni în slăbiciuni, ei merg din putere în putere. Ești tu un astfel de creștin autentic? Înțelegi tu ce înseamnă pot totul în Hristos care mă întărește? E ceva fantastic. Poate ar trebui toată noaptea să stăm aici lângă versetul acesta. Puterea asta despre care vorbește Apostolul Pavel aici e o putere nelimitată. Ce zice Apostolul Pavel? Pot? Totul? Totul? Pavel, totul? Cum adică totul? Că eu pot cam atâta. Frate, cât poți să dai? Bă, frate, eu cam atâta pot să dau. Soră, cât poți? Da? Eu fac numai salata, dacă e vorba de mâncare la biserică. Eu fac numai ceva. Eu numai atâta pot. Auziți ce spune Apostolul Pavel? Pot? Totul. Aici e vorba de putere nelimitată. Vedeți? Când e vorba de pâinea care cerem de la Dumnezeu să o mâncăm, să o continuăm, Domnul ne recomandă să cerem pâinea pentru o zi. Pâinea noastră, cea de toată zile, dă-ne nouă astăzi. Dacă e vorba de putere, frați și surori, Domnul ne cere, ne vrea și ne îndeamnă să cerem nelimitat. Și Apostolul Pavel a trăit această experiență. Puterea nelimitată. Avem atâta putere cât să facem tot ceea ce trebuie făcut. Știți care e baiul cu noi? Că noi nu folosim tot ce primim din partea Domnului. Doamne, iartă-ne! Nu folosim tot ce primim. Mă gândesc dacă fiecare creștin a folosit tot ce a investit Dumnezeu în el. Tot! Dacă fiecare creștin s-ar sacrifica total pentru Dumnezeu, nu parțial. Noi avem o gândire statistică în lumea asta blestemată. Noi gândim în procente, atât la sută. Și dacă e peste 50%, este ceva fenomenal. Nu. La Dumnezeu nu merge o gândire statistică în procente. La Dumnezeu ori totul, ori nimic. Auziți, Apostolul Pavel nu spune fraților, uitați-vă, eu m-am avansat extraordinar. Eu deja 75% din puterea lui Hristos. Domnule, asta ar fi ceva fantastic, nu? Dar Apostolul Pavel nu spune asta. El zice, am pot totul în Hristos care mă întărește. Frații mei, în noi există un potențial enorm.
Întrebați înțelepții vremii, dacă nu credeți lucrul acesta. Cineva spunea că Einstein a avut mintea alor 90 de oameni normali. Mintea alor 90 de oameni normali. Citeam undeva, nu știu ce spunea un înțelept în America, dacă o fi chiar ea, m-a speriat. Zice că noi folosim numai 2% din capacitatea noastră cu care a fost înzestrat Dumnezeu prin creație. Din mintea noastră. 2%. Oamenii de știință, de tale, Einstein folosesc 5% din minte. Vă imaginați cum a fost Adam când a folosit înainte de cădere toată mintea lui. 100%. Dumnezeu în noi, prin creație, a pus niște valori extraordinare, o capacitate extraordinară. Talente, talente, tot ce Dumnezeu a pus în fiecare din noi. Astea le-a regenerat prin nașterea din nou și ne-a dat daruri spirituale. Prin Duhul Sfânt după convertire. Ei, dacă totul ar pune la dispoziția lui Dumnezeu, cum ar fi slujirea noastră? Ce ziceți dumneavoastră? Aș vrea să vă provoc să gândiți în seara asta. Să avem putere extraordinară, putere nelimitată, să putem răbda. Mi-aduc aminte de primul martir al bisericii, de Ștefan. Loveau toți cu pietre în iad. Și m-am gândit așa, bă, cât o fi ăsta de pocăit, Ștefan, ca diacon de biserică. I-au văzut diaconi care, dacă dădea ei, dădea și ei în tine. Dumneavoastră s-a văzut diaconi, dădea și ei. I-au văzut, să știți. Ștefan a fost un diacon care primea lovituri așa, dar nu așa, lovituri reale, așa, concrete, pietre. Și evreii erau meseriași la a lovi cu piatră. Așa cum suntem noi românii cu vorba. Loveau fără milă. Și mă gândeam așa, Ștefan ăsta cât o fie el de pocăiți, măcar o piatră să fi luat care a izbit în el, în obraz sau în față, să fi dat la unul una să-i mute mutra într-o parte și zic, măcar nu am terminat din ăștia, din grămadă asta. Dar n-ar mai fi Scriptura, Scriptură. Dacă s-ar fi întâmplat asta, știți? Mai că zice, Ștefan și-a pironit ochii spre ce? El n-a văzut oameni hâdoși cu față de demoni care loveau pe demoni, pentru că el se uita în sus. Și s-a conectat cu cerul. Și în timp ce ei loveau cu pietre, în timp ce, vă rog să fiți atenți un pic, în timp ce priveliștea de jos era demonică, insuportabilă, scena de sus era fantastică. Iată, văd cerurile deschise. Și pe Fiul lui Dumnezeu stând, asta e foarte important, în picioare, la dreapta Tatălui. Pentru că de câte ori citim despre Fiul omului în cer, zice, se spune în Biblie că el șade la dreapta Tatălui. Numai Ștefan îl vede ridicat în picioare. Știți de ce? Pentru ca să dea onorul. Onorul unui sfânt care a avut putere să rabde cu capăt. În fața unui astfel de creștin se ridică Hristos în picioare să dea onorul, să-i facă primirea în cer. Asta da putere. E ceva fenomenal aici. E ceva frumos. E ceva cristic. Se roagă Ștefan, Doamne Iisuse, primește Duhul meu. Și nu-i ascultă rugăciunea. Și să mai chinuie puțin, mai vine câteva pietre. Și la un dat își aduce aminte Ștefan, în durerea aia e fantastică, uitându-se sus, privindu-l pe Hristos până în picioare, și aduce aminte, ops, am scăpat un element de pe cruce. Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Și când a zis vorba asta așa ce da Duhul, l-a primit. Până nu zici, Tată, iartă-i, nu o să poți să mori, să știi. Îmi spune o garantă în seara asta. N-ai să poți să mori. Mai bine rezolvă-o seara asta aici. Sau du-te la cei cu care nu ești în ordine. Cere iertare. Că nu te primește sus până nu faci asta. Nu l-a primit nici pe Ștefan, martirul. Putere nelimitată de a răbda. Putere de a le împlini datoriile. Știți, la un dat Pavel spune, eu sunt dator și grecilor și bavarilor. Și până la capătul vieții, Pavel a fost un om dator. N-a datorat bani nimănui. Că el știa să trăiască și belșug și smerenie. Dar Pavel a datorat Evanghelie. A datorat slujire. A datorat sacrificiul tuturor fraților. Păi ce l-a ținut pe amărâtul ăsta de om cu țepușul după el?
Ce l-a ținut pe ăsta atâția ani în slujire, într-o slujire cu eficacitate? Și mă întreb cu toată smerenia ce mă ține pe mine într-o astfel de slujire. Fraților, credeți-mă, nu capacitatea specialiștilor din America. Da. Zero. Vă spun eu. Ei m-au omorât. Dumnezeu m-a înviat. Slăviți să fie întâmplat. Mă ține puterea care l-a ținut pe Pavel. Puterea care te ține pe tine, pe noi toți. Slăviți să fie Domnul. Amin. Puterea asta cristică, despre care Pavel spune tot totul în Hristos, care mă întâlnește. E o putere care se manifestă prin noi în a purta povere. Voi care sunteți tari, sunteți datori, obligați să purtați poverile celor slabi. Nu să-i dați afară, nu să-i călcați în picioare, nu să-i considerați fraierii bisericii, neputincioși, ologii bisericii. Voi trebuie să aveți putere să umblați cu targa prin oraș și să aduceți slăbănocii. Știți când a adus slăbănocul ăla prin acoperiș? Domnul spune, spune evanghelistul acolo că le-a văzut Iisus credința cui? Nu la slăbănoc. La cine? La purtătorii de poveri. La oamenii de la targă. Că le-a văzut Iisus credința, a zis slăbănocului, păcatele sunt iertate, ridică spatul și umblă. Frați și surori, din Sighet, mai sunt oameni de targă în adunările dumneavoastră. Mai sunt oameni care se umble cu targa, după neputincioși, după ologi. În orașul acesta e plin orașul de slăbănoci. Ies oameni care să meargă cu targa, să ducă. Da, pentru asta e nevoie de putere. Nu spuneți mie. Pentru asta e nevoie de putere, de sacrificiu. Să spui, pot totul, mă implic total, nu parțial. Mă dedic pentru Dumnezeu. Pentru că noi cântăm. Tu vei trece de aici. Că sunt toate, da? Ce lui Iisus ai făcut, asta rămâne, asta nu veștește. Ce pentru Iisus ai făcut, asta, Doamne, ajută-ne să înțelegem lucrul acesta. Poate că ar fi o greșeală să închei seara aceasta, să nu vă mai spun ceva. Puterea asta despre care vorbește Apostolul Pavel aici, e o putere cristocentrică. Auziți ce frumos spune el? Zice, pot totul în Hristos. Asta spune că Pavel trăia o dependență totală de Hristos. Nu ceva parțial, ceva din duminică în duminică, din Paști în Crăciun. Zice Pavel, pot totul în Hristos. Hristos e o sursă inepuizabilă. Frați și surori, Hristos e o sursă inepuizabilă de putere spirituală pentru fiecare credincios. El a spus, rămâneți în mine. Dacă rămâneți în mine, aduceți multă roadă. Și Tatăl meu e slăvit, glorificat. Dar despărțiți de mine, nu puteți face absolut nimic. Auziți, Pavel se laudă cu această putere cristocentrică. Pot totul în Hristos. Când sunt conectat cu sursa de putere divină, se întâmplă miracol. Odată Iisus era, spune Marcu, capitolul 5, era prin mulțime. Și oamenii se îmbulzeau. Să îmbulzeau, să se laudă pe Domnul Iisus, să vadă pe Domnul Iisus. Și la un moment dat a venit în mulțimea aceea o femeie bolnavă, cu scurgere de sânge, de nu știu câți ani, de vreo 12 ani, și cheltuise toată averea până la doctor, mergea de la doctor la doctor ca să se vindece și era mai rău. Și femeia a avut un gând. Dacă aș putea măcar să mă ating de el, de poala hainei lui. Să duce, să furișează cumva, nu știu cum, o femeie bolnavă prin mulțimea aceea imensă, că erau mii de oameni probabil acolo, s-a atins de Domnul. Și Domnul Iisus s-a oprit și a zis, cine s-a atins de mine? Ucenicii cu mentalitatea mea, de om, spun, Doamne, glumești, nu? Nu glumești, cineva s-a atins de mine. Tu nu vezi că aici sunt mii de oameni? Tu nu vezi că oamenii te îmbunzesc, dau buzna cu grămada, dau din coate. Tu pui problema, cine s-a atins de mine? Și auziți oameni buni. Domnul Iisus le spune, băi, nu-i vorba de îmbunzeală. Nu-i vorba de a da din coate ca să urci în travai. Nu-i vorba de îngrămădeală. E vorba de atingere aici.
E o mare diferență între îmbunzeală și atingere pe plan spiritual. Cineva s-a atins de mine, m-a îmbunzit grămez. Mii de oameni, dar asta a fost zero, nu are nicio importanță îmbunzeala. Grămada. Important este că din grămada aceasta cineva s-a atins de mine seara asta. Am simțit că a ieșit de mine o putere. Wow! Au rămas blocați ucenicii. Au rămas blocați cei din jur. Cineva s-a atins de mine pentru că a simțit că a ieșit de mine o putere. Doamne! Ce experiență extraordinară este aceasta? Frate și soră, iubit tânăr, în seara asta tu ai ocazia asta fantastică să te atingi de El. Și dacă te atingi de El și El se atinge de tine în seara asta, se produce un miracol. Crede-mă, se produce un miracol. Un miracol divin, extraordinar. Femeia aia, spune Scriptura, pe loc a fost vindecată de boala ei. Pentru că s-a atins și a ieșit din Domnul puterea aceea care vindecă, puterea aceea care mântuie, puterea care transformă, care regenerează, care revitalizează. Ești pocăit de atâția ani și ai ajuns la o serbezială spirituală, așa e. Nu mai știi la care biserică să te duci. Te duci la 1, te duci la 2, te duci la 3, te duci la niciun an. Ce-i de făcut, frații mei? Te atingi de El. Atinge-te de El și atingerea Lui te va revitaliza și nu vei mai trăi semnezeala aceea pe care o ai de ani de zile. Se va opri orice scurgere de putere din tine, de viață din tine. Sunt creștini care te uiți la ei și vezi cum se scurge viața din ei, viața spirituală. Au fost cândva înflăcălați pentru Domnul și acum sunt rebuturi spirituale. Să știți, dacă te atingi de Domnul în seara asta, vei experimenta miracolul. În El este o putere fantastică. E puterea ce minuni face sângele Mielului, sângele Domnului Iisus. O putere extraordinară. Auziți ce spune Luca, capitolul 6, versetul 19. Vă rog să subliniați versetul ăsta, fraților, Luca 6, cu 19. Și tot norocul căuta să se atingă de El, pentru că din El ieșea o putere care vindeca pe toți. Aleluia! Amin. Tot norodul căuta să se atingă de El. Doamne, în seara asta, dă-o tu de trezire, de revitalizare, ca toată biserica să se atingă de tine în seara asta, Doamne. Și să fie revitalizată, reînnoită, reînconspătată lucrarea în orașul acesta și în toată țara noastră. E ceva extraordinar. Nu e vorba aici de o putere egocentrică, de-a care ne hrănește amorul propriu, care ne dezvoltă self-esteem-ul de noi. Nu despre așa ceva e vorba. Nu este o putere datorită majorității, că majoritatea decide și majoritatea înfinge. Nu e vorba de o putere financiară, economică, politică, militară, atomică sau ce vreți. E vorba de o putere spirituală, o putere cristocentrică. Pototul în Hristos care mă întrăiește. Și aș încheia cu gândul acesta, puterea asta spirituală despre care m-am vorbit în seara asta, este o putere edificatoare. Pototul în Hristos care nu mă slăbește, mă întărește, adică mă edifică, nu mă uzează, nu mă epuizează, mă întărește. Frații mei, vă spuneam, am fost în Moldova, am fost prin legat, acum sunt la Sighet. Există o putere pe care mintea mea nu poate pricepe, dar pe care o trăiesc, o experimentez în fiecare zi. Inima mea este sfâșiat, că mușchiul inimii mele a fost făcut țăndă. Când am încercat să strag un film de la pacemaker, s-a rupt mușchiul inimii, s-a sfâșiat tot. Am încercat să o cârpească și tot sângele a sărit afară. 3 ore mort. Dumnezeu mi-a dat putere. Nevastă mi-a mai glumește cu mine. Zice, Nelu, inima ta fărămițată, zice, parcă merge mai bine decât mergea atunci când era întreagă. Mușchiul întreg al inimii.
Dacă dumneavoastră spuneți că asta e jocul întâmplării, dați-mi voie să vă contrazic total. Dacă dumneavoastră credeți că asta este doar așa ceva, fără nicio importanță, vă contrazic. Există o putere divină inexplicabilă, o putere cristocentrică, o putere edificatoare care ne înalță din biruință în biruință, din putere în putere, în slujirea noastră pentru Domnul. Și puterea asta, frații mei, e la dispoziția fiecăruia dintre noi. Nu este ceva de domeniul trecutului. Nu este ceva care era valabil în antichitate, în primul secol, în al doilea, în al treilea. Nu e ceva care e valabil doar în America sau nu știu unde, în Rusia, în Africa. E ceva care e valabil și în Sighetul Marmației. Și e valabil acum, aici, pentru fiecare dintre noi. Amin? Amin. O, Doamne, în seara aceasta ne prăbușim înaintea Ta și recunoaștem că suntem slabi. Recunoaștem, Doamne, că am falimentat de atâtea ori. Recunoaștem că am fost deconectați. Am vrea seara asta, Doamne, să ne atingem de Tine. Amin. Am vrea seara asta, Doamne, să reverși puterea aceea nemaipomenită, puterea aceea cristocentrică în viața noastră, în trăirea și în slujirea noastră, Doamne. Am vrea, Doamne, seara asta să spunem ca Apostolul Pavel, pot totul, pot totul în Hristos care mă întărește. Amin. Haideți să ne ridicăm și scurt, nu lung.